Alegându-și consilieri și primarii și locuitorii statelor raionului Strășeni, totdeauna mizau pe o bună organizare a lucrărilor de amenajare a localităților. Spiritul lor gospodăresc este și o bună coordonare. Chestiunea a fost pusă în discuție și la o întrunire operativă cu primarii localităților organizată de conducerea raionului. Este format o grupă de lucru care efectuează controlul în teritoriu, privire cum se efectuează, cum se organizează amenajările teritoriului și care sunt problemele cele mai acute la moment. Acest grup de lucru este organizat de Direcția Dezvoltare Economiei a Teritoriului, care vor prezenta o notă informativă în cadrul ședinței privire la situația reală care este în teritoriu. Un proiect interraional de salubrizare a localităților include și primăria satului Micleușeni, unde s-au făcut deja multe. Au început-o cu pregătirea populației. Participă trei raioane, Strășeniu, Călărașul, Nisporeniu, și la noi merge, la moment, suntem la etapa construirii platformelor, iar la Nisporeniu se construiește un poligon unde o să fie colectate, selectate, adică pe plastica parte, sticla parte, toate, și noi suntem incluși în proiectul acesta. Noi muncim de anul trecut, a fost o problemă cu poligonul care a fost deplasat de la Ciorești la Nesporeni și a fost să întârzie, dar undeva la anul, pe timpul ăsta, la noi problema o să fie rezolvată. Problema pregătirii populației, o problemă foarte, foarte delicată, dar noi ne stărăm pe intermediul elevilor la școală și pe intermediul comunității care conștientizează să educăm populația. O localitate bine amenajată, salubrizată, are nevoie de o gunoiște organizată. Pentru cei din satul Negrești, aceasta este una din problemele mari. Prin decizia Consiliului, lichidăm gunoiștea neautorizată care este și încercăm, printr-un proiect, altă gunoiște să amenajăm autorizată. Grupul de lucru al concursului raional ce va scoate în veleag cea mai salubră și bine amenajată localitate ține cont de mai multe aspecte la evidențierea învingătorilor.